Elevii și-au făcut apariția în sălile de examen încă de la primele ore ale dimineții. Au fost nevoiți să treacă prin triajul epidemiologic. Doar cei care au înregistrat o temperatură sub 37,3 grade au putut intra în sala de examen, acolo unde au fost nevoiți să poarte mască. Lucrurile au decurs foarte bine, conform tuturor indicațiilor pe care le-am primit. Am avut șansa de a fi participat și la faza pregătirilor și asta ne-a ajutat foarte mult. Copiii au trasee marcate, știu ce au de făcut, știu pe unde să ajungă școală, respectă procedurile, nu rămâne decât să aibă succes în ziua de azi. Trebuie menționat că și în interiorul școlilor s-au făcut schimbări. Acum există circuite, intri pe o ușă, ieși pe o alta. Spre deosebire de anul trecut, lucrările vor fi corectate în alt județ decât cel în care se dă proba. Indiferent că e a 10 sau punctul din oficiu, fiecare elev are un loc asigurat în liceu, iar emoții au fost și în mediul rural. Cel care este interesat, elevul ăsta muncește, nu trebuie să-l împingă nimeni de la spate, nu trebuie să-i spună nimeni că trebuie să fie serios, el are un țel, are un scop și atunci el face ceea ce trebuie pentru a-și atinge scopul. Pune mâna și muncește, pune mâna, învață, lucrează, mai mult decât îi spune profesorul, fă exercițiul ăla. Da, a prins ideea și el muncește mai departe și se perfecționează. Aveți emoții? Normal, e fire să avem emoții. Sunteți aici de când a început examenul, bineînțeles, toate suntem. Vă mai ajutăm de cum a fost dat dumneavoastră, dacă aveți emoții? Emoționat, a fost și la noi. Da. Avem emoții pentru copii, în primul rând. Da? Ați reușit să vedeți subiectele? Le-am văzut. Să se descurce? Sunt ok, da? Bineînțeles cu ceva dificultăți, ca în tot an, ca întotdeauna. Au avut emoții și pentru faptul că anul acesta este o altfel de sesiune mai specială. N-a fost comod pentru ei, da? Faptul că au stat o oră și jumătate să intre, da? Că stau cu mască, e încă un stres. Sunt mulți care fac atac de panică doar că poartă masca, dar... Probabil, da, nu e. Da, e un an special. Și îl vom aminti cu siguranță. Da, ca pe cel mai urât an din viața lor, probabil. Iar după 2 ore, timpul pentru rezolvarea subiectelor, elevii au ieșit încrezători spre fericirea părinților. A fost? A fost bine, foarte bine. Te-ai descurcat, a fost în regulă. Da. Ce subiect ți-a părut așa un pic mai dificil? Partea întâi, da. Acolo. Da. A fost așa mai greu un pic cu masca față de cum ați trebuit, mai greuț un pic? Un pic, da. Cum a fost? A fost greu? A fost ok. A fost pregătită, nu? Da. Ce subiect ți-a plăcut cel mai tare din greutate? Compunerea. Ai avut ce spune. Despre da. Că am voia, nu? Da, da. Cu faptul că ai avut mască, că au fost alte reguli ca... Nu a fost mare problemă, a fost ok. Am scris tot ce am făcut pe subiect. La exerciții și compunerea chestiile importante le-am scris. Niciun elev din Prahova nu a avut o temperatură mai mare de 37,3 grade, astfel încât toți cei care s-au prezentat la examen au fost lăsați să participe. 5 candidați nu au putut susține examenul pentru că au fost izolați la domiciliu din cauza pandemiei de COVID-19. Niciun elev nu a fost eliminat din sala de examen pentru fraudă. Cei izolați la domiciliu vor putea susține evaluarea într-o sesiune specială care va fi organizată peste 2 săptămâni.